pentru municipiu și, bineînțeles, pentru județul Arad, acest eveniment este deosebit de important pentru că se dă importanță sănătății din Arad, prevenției bolilor, pentru că în ultimul timp se vede foarte bine că sănătatea are un cuvânt de spus în Arad. Că s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății, calității vieții arădenilor și de aceea ne-am reunit în această sală ca să spunem de fapt cât este de important ceea ce facem noi și ceea ce dorim să facem de acum înainte. În primul rând, mulțumim că am fost invitați la această acțiune a primăriei. Noi, din partea noastră de vest, vom prezenta mai multe acțiuni fiind legate de prevenție ale studenților de la Facultatea de Medicină, dar și de la alte facultăți. Dorim să demonstrăm opiniei publice că existența Universității de Vest, Vasile Goldiș, prin ceea ce realizează profesorii și studenții de la această universitate, contribuie la consolidarea din toate punctele de vedere a unei comunități, să spunem, arădene, care poate să beneficieze de o colaborare, de un parteneriat cu Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Stimați participanți la această conferință, dragi pacienți și dragi studenți, mulțumesc în primul rând organizatorilor, primăriei Arad, domnului primar și domnilor consilieri și companiei Houston pentru invitația făcută. Mă simt foarte onorată să vorbesc în seara aceasta aici și pentru profesionalismul cu care a organizat această conferință. În numele colegilor mei de la Facultatea de Medicină, prezenți mare parte aici în sală, în numele profesioniștilor din domeniul sănătății, mare parte dintre ei lector la această conferință cu care colaborăm în mod constant, și doresc să vă prezint implicarea noastră în aceste acțiuni de prevenție. Probabil că sunt mulți care se întreabă totuși care este rolul unei universități, unei facultăți de medicină într-o comunitate. Și fiecare dintre noi probabil ne gândim ce vrem de la această universitate. Unii probabil se gândesc la siguranță, în mod sigur, mare majoritate se gândesc la viitor. Noi ne gândim la absolvenții noștri. Absolvenții Facultății de Medicină, în rezultat, 91% au luat rezidențiatul. Cred că ne dă de gândit, da? Unii, sigur, se gândesc la posibilitățile oferite de universitate. Accesul la informație, accesul la cercetare, accesul la cele mai noi valori ale științei, accesul la orice ține de viața studențească. Asociația Studenților Mediciniști din Arădeni, Arădeni cu siguranță mare majoritate dintre dumneavoastră o cunoașteți prin acțiunile pe care le face, acțiuni inițiate împreună, în parteneriat împreună cu Primăria Arad, cu Consiliul Județean și cu foarte multe direcții din Arad pe care le vedeți aici, partenerii noștri, și cum vă spuneam, încercăm să facem multe pentru sănătatea pacienților noștri, pentru sănătatea arădenilor. În 2013, anul prevenției în sănătate în Arad, această asociație a avut un proiect care a fost și premiat, în care s-au vizat toate categoriile sociale sau de vârstă, un proiect în care s-au abordat în primul rând screening-ul, depistarea pacienților cu hipertensiune arterială și diabet, asistența medicală primară pentru persoanele din mediul rural, dar și educație între studenții mediciniști și elevi, educație între egali, da? Pentru că trebuie să pregătim pe cei care vin în urma noastră. Au fost marcate evenimente celebrate la nivel internațional. A marcat Ziua Mondială a Tuberculozei, a Sănătății, Ziua Mondială de Luptă împotriva Diabetului și fiecare din acțiunile care le-am considerat, deoarece, așa cum spunea doamna manager, patologia, și cum cred că știți, la nivelul județului Arad, cea mai frecventă este cea neoplazică și cea a cardiovascular, aparatului cardiovascular,
Fiecare din aceste săptămâni a fost marcată de această asociație, monitorizați de cadrele noastre didactice, peste 800 de prezențe la acțiuni și peste 4500 de acțiuni de voluntariat care ne sunt foarte dragi. Prin programele desfășurate a fost investigația aproape 6.000 de pacienți care au beneficiat gratuit de servicii de prevenție și profilaxie, de screening pentru diverse afecțiuni medicale, consultații, deci pe linia medicinii generale și pe linia medicinei dentare. S-au distribuit eficient peste 50.000 de pliante informative și vreau să vă spun că una din preocupările noastre de viitor și actuale, dar și de viitor, este și alimentația și stilul de viață sănătos, dar și celelalte, iar pentru elevi, educația sexuală și prevenirea celor mai răspândite afecțiuni medicale, împreună cu dieta și cu sportul, au fost prezentări care au fost deosebit de mult, de bine întâmpinate și de mult cerute de copii. Aproape 3.000 de elevi fiind incluși în acest program, care au beneficiat, în cazul unor prezentări interactive, de informații pe înțelesul lor, astfel încât să beneficieze de noțiunile de igienă, de educație alimentară, de stil de viață sănătos, în primul rând, pe care încercăm să-l promovăm. De asemenea, au fost aproximativ 5.000 din acești pacienți nu se cunoșteau cu una din afecțiunile urmărite și aproximativ 800 de subiecte au fost descoperiți în cadrul acțiunilor de prevenție cu valori peste limita normală în ceea ce privește hipertensiunea arterială sau glicemia sau amândouă. Vreau să vă spun că acești pacienți au fost îndrumați mai departe prin colegii noștri de la Colegiul Medicilor Medicilor de Familie, iar statisticile au fost înaintate colegilor noștri de la Direcția de Sănătate Publică. Așa. De asemenea, în curând o să pornească pe linia prevenției dentare, caravana stomatologică. Este un proiect nou, este pentru prima dată în partea de vest a țării, cu ajutorul unui autobuz echipat corespunzător, colegii noștri de la Facultatea de Medicină Dentară, domnul dr. Freiman și Bolaru și colegii mai tineri, domnul dr. Popescu și ceilalți vor merge în această formulă cu această caravană stomatologică care se va deplasa în școli, acolo unde sigur vom primi acceptul, pentru că pacienții noștri pun foarte mult accentul pe consimțământul informat și să facă aceste acțiuni de prevenție și de educare pe această linie. În ceea ce privește impactul social al proiectelor noastre. Deci, spuneam, universitatea este importantă pentru ceea ce constituie și ceea ce oferă ea. Deci, trebuie să fie un vector de educație și acțiunile ei trebuie să se concretizeze într-un impact medico-social până la urmă. Nu? Sunt foarte multe proiecte ale colegilor de la Facultatea de Științe ale Naturii pentru acest studiu al ecologiei, al mediului de la noi și din partea de nord-vest a țării, unde avem o filială. Pe partea de screening mamar, acest proiect al doctorului Sechei cu echipa de la Facultatea de Medicină de screening al cancerului mamar este centru care s-a deschis pe strada Cucorilor, care face aceste mamograful achiziționat prin proiect la care domnul dr. Sechei cu echipa dânsului de la oncologie lucrează. De asemenea, un proiect care a avut un impact extraordinar asupra noi născuți în județul Arad, proiectul clinicii de pediatrie a domnului profesor Lazăr și a domnului dr. Dumitra, screeningul bolilor metabolice la nou născut și diagnosticul molecular genetic al bolilor cu transmitere ereditară. Iată ceea ce vorbeam, cât este de important cât este de important să depistăm precoce aceste boli. Ei au făcut acest proiect ajutați de colegii de Universitatea din Seged cu rezultate foarte importante pe această linie. Tratamentele personalizate în cancer, colega noastră, doamna Hermenian, de la Catedra de Histologie, tot împreună cu Institutul de Boli Rare din Seged și Universitatea din Seged. De ce? Pentru că este foarte important și pacienții mei o știu și mă aprob în momentul acesta, este foarte importantă depistarea cât mai precoce a acestor afecțiuni. Da? Și atunci, împreună cu Consiliul Județean, Universitatea, vrem să punem la punct acest institut de depistare precoce a cancerului,
un institut dedicat populației din Arad, da? În care să se poată face analize foarte de înaltă acuratețe și care să fie al Aradului și al arădenilor în primul rând. Combaterea șomajului, Facultatea de Științe Economice, de asemenea implicat în aceste proiecte, reinserția socială, măsuri pentru integrarea profesională a persoanelor cu handicap, cursurile postuniversitare de specializare pe diverse domenii, partea de antreprenorial, piața muncii, cercetarea, prognoza împreună cu ajutorul femeie, cariera pentru viața ta, este un proiect de consiliere în carieră a tinerilor, făcut de colegii de la Facultatea de Științe Economice și de la Facultatea de Psihologie. Prezentarea ofertei educaționale, foarte mult prin centru de consiliere, care l-am făcut și orientare în carieră, care se deplasează în licee. Dar, așa cum am spus, o preocupare constantă și de viitor este cea pentru stilul de viață sănătos și, în special, pentru hrana copiilor. Educație privind o dietă sănătoasă. În ceea ce privește proiectele vis-a-vis de sport, sigur că știți cu toții că sunt bazele sportive care au fost concesionate de Primăria Arad Universității noastre, baze sportive pe care le folosim pentru cupele care se desfășoară între licee, între liceeni și studenți, între studenți de la facultăți și cu toții, cred că știți deja, susținerea sportului de performanță de către universitatea noastră, prin susținerea echipei de basket Universitatea Comunii și Cimarat, care este campioana României. Așa, avem Policlinica Stomatologică din Blaicu, care are un contract cu pensionarii și care asigură permanența și urgențele stomatologice, iar în proiect Policlinica Universitară cu doamna manager Teodora Olaru și cu colegii de la Spitalul Județean este o policlinică pe care o dorim ca adresabilitate întregii populații. O policlinică în care să studenții și cei tineri să vină și să-și desfășoare activitatea, iar pacienții să beneficieze de permanență și de urgențe. Asistența medicală de calitate este o asistență crescută în clinicile universitare și, cum spunea doamna manager, s-a investit foarte mult în aceste clinici de către Consiliul Județean. Este o asistență medicală pe care noi, prin pregătirea clinicilor didactice, încercăm să o oferim la un nivel ridicat față de alte secții, de alte județe, unde nu sunt secții clinice. De asemenea, încercăm să întărim aceste investigații prin investigațiile speciale oferite de Institutul de Științe al Vieții, examene citogenetice, flow-cytometrie, deci toate acestea care sunt necesare pentru un diagnostic corect pus pe această linie neoplastică și cardiovascularul prin susținerea CardioLife-ului și susținerea acestei patologii prin aducerea unui chirurg cardiovascular de la prestigioasa clinică din Debrețină, domnului profesor Galaida. De asemenea, tot din acțiunile cu impact medico-social fac parte și consultațiile medicale gratuite pe care le oferim împreună cu colegii din Asociația Medicilor și Farmacistilor Ortodox, sub un alt patronaj al Arhiepiscopiei Aradului, cu sprijinul înaltea Sfinției sale, părintele dr. Timotei Serviciu, pe care încercăm să le oferim acestor pacienți. Sunt consultații gratuite care se oferă pacienților la dispensarul episcopiei, care este situat vis-a-vis de episcopie, în medicină internă, în pediatrie, în psihiatrie, în hematologie și, de asemenea, și în județul, în ORL și în... Încercările noastre pentru susținerea Aradului ca și capitală culturală europeană prin aducerea unor nume de deosebite ale vieții noastre științifice, prin rând culturale, prin primirea oaspeților din străinătate de care domnul primar în sala Ferdinand, prin acțiunile pe care le facem în aceste locații deosebite, partea pe care o dedicăm copiilor, acțiunile pe care le avem cu Palatul Copiilor din Arad, dar și cele dedicate istoriei, partea de muzee a universității noastre, care
exemplu, Muzeul de Embriologie, care este unic în țară, și Universitățile Artezii, care sunt de asemenea unice în țară la universitatea noastră. Conferințele. Așa creștem prestigiul, prin conferințe, prin pregătire permanentă. Așa ne pregătim noi, în primul rând, pentru ca să putem servi pacienților noștri cele mai noi și actualizate teme medicale, școlile de bani internaționale pe care le facem în fiecare an pe teme medicale diverse, proiecte de excepție din elita medicală europeană și americană. Și accesul la educație continuă prin cursuri și prin proiecte. Da? Deci acestea sunt partea care se referă foarte departe de sănătate. Bazele sportive, așa cum spuneam, baza sportivă Gloria, baza sportivă Voinicilor, complexul sportiv Constructul, toate concesionate pentru a dezvolta activități sportive pe această linie. Și în ultimul rând, aș dori să vă menționez de Asociația Pacienților Oncologici din Arad, de care ne cerem scuze că nu a fost cunoscută, care este prezent aici un număr foarte mare seara aceasta, prin domnul președinte, domnul Marian Ușatu, Asociația Promet, care vine sprijinul pacienților prin acțiuni sociale și de consiliere psihologică. Suntem primii care i-am ajutat pe această linie, cel puțin din câte știu eu, dacă greșesc, îmi cer scuze. Ei colaborează, pentru că totuși pacienții neoplazici au un profil aparte, colaborează cu psihologi, cu care lucrăm împreună pentru comunicarea diagnosticului neoplazic la pacienți. Știți, cei care ne cunoașteți, că avem o preocupare veche și constantă pe această temă și organizăm cu ei împreună acțiuni de mai multe ori pe an. Fiecare le fac ei pentru noi, fiecare le facem noi pentru ei, de Crăciun, de vară, de plasări împreună și încercăm să fim alături de ei și să îi încurajăm în fiecare pas al deciziei terapeutice și apoi al integrării în viața de zi cu zi. Prestigiul orașului nostru credem că este important să crească prin acordarea acestor distincții. Așa cum știți, bănesc deja, Ștefan Hel, cel mai proaspăt câștigător, este doctor honoris causa al universității noastre. Pentru că ne dorim, în primul rând, ca să rămână ceva în urma noastră, ne dorim ca Aradul să aibă toate șansele să devină capitală culturală europeană, ne dorim ca lumea să înțeleagă că asta dorim la universitate, că asta ne dorim împreună cu colegii mei, cadre didactice și medicii de la Spitalul Județean, să oferim o muncă de calitate studenților noștri, pregătirea lor să se reflecte în rezultate, pacienților pe care îi îngrijim, lucrăm cu ei zi de zi pentru însușirea tuturor conceptelor de etică, de deontologie profesională, dar și de partea de profesiei medicale ca atare. Și ne dorim, așa cum am spus, să facem o muncă de calitate și prin rezultatele muncii noastre să nu mai fim numiți fabriști din probleme. Vă mulțumesc!